Știți ce se întâmplă când vrea Raluca să iasă la poze? Plouă. Bună dimineața, fete și băieți, să știți că ies la poze. Mergem să găsim cele mai frumoase magnolii din București și normal că spre deosebire de ieri când a fost minunat afară, astăzi trebuie să plouă. Dar se la vie. Ce vreau să vă spun este că vom începe cu strada Mahatma Gandhi și o să vedem apoi unde mergem. Deocamdată mă întâlnesc cu Lumi și cu Nicu, pentru că ei vor fi cei care mă vor însoți astăzi. Luăm o cafea, dacă e deschis la cafeneaua de aici de la noi, dacă nu, mai știu eu una drăguță și vă arăt pe parcurs ce și cum. Bună dimineața, oameni buni! Bună, Nicu! Eu sunt de fazat. Mergem la cafea, să știți. Prima cafenea n-a fost deschisă. Sper că va fi deschisă a doua. Așa că, pe scurt, suntem aproape de strada Mahatma Gandhi, pentru că doar asta am apucat să vă spun. Mergem la caftorii să luăm o cafea, cum ar fi să nu fie deschis nici la caftorii astăzi, și apoi ne îndreptăm frumos, elegant, spre destinație. Ne-am uitat pălăria acasă și oricum uite o magnolie! Trebuie să vă arăt ce frumoasă este. Ia uitați! Ce? Ce? Dar e frumoasă! E super frumoasă! Și căsuța este frumoasă, mi-ar plăcea și mie să locuiesc aici. Da, da. Uite, puteam să parcăm și în fața la ei. Uitați-vă cât este de superbă. Da, 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 da. Hai să vedem dacă e deschis. Nu cred că nu este deschis. Dar nu avem noroc, mă. Nu avem noroc, mă. Nu avem noroc. Ora 10. Nu avem noroc, asta e. Hai că poate avem noroc de magnolii. Este închis până și la caftori. Astăzi nu mi este dat să beau cafea. Today is not our day. Boys and girls, am ajuns pe Mahatma Gandhi, care, să știți că este în apropierea Arcului de Triumf, în apropierea Bulevardului Kiselev și cumva foarte aproape de strada Docenților. Da, o vedem imediat. Și să știți că și pe Docenților sunt niște magnolii, cum ar fi asta de aici și cum ar fi aceea de acolo, doar că o să ajungem imediat și acolo. Dacă vă uitați jos, acolo jos, aproape că este deja scuturată. Dar e albă și frumoasă, spre deosebire de asta roz de aici, pe care o pozează Lumii. Asta este albă și frumoasă și simpatică. Doamne, ce frumos! Ce frumos! Și căsuța de lângă ea e foarte faină. Mi-ar plăcea maxim să locuiesc în zona aceasta. E superbă. Absolut superbă. Super! Hai să facem niște poze. Guys, tocmai am marcat primul spot de magnolii, cel puțin pe care l-am descoperit noi deocamdată. Strada Docenților, numărul 5 sau 5A, ceva de genul, este o magnolie albă superbă, adică aceea pe care o vedeți acolo. Hai să o căutăm pe cea de pe Mahatma Gandhi și să sperăm că putem să facem o poză acolo și nu ne trimite nimeni acasă. Cred că e fix aici după colț pentru că recunosc gardul. Cred, sper. Da, cea mai frumoasă magnolie din București este deja trecută. Și arată așa. Nu pot să cred. Nu pot să cred că am ratat treaba asta și vreau să știu pe ce pastile este vremea. Vreau să-mi explice cineva ce pastile ia această primăvară. Să explic eu. Ce pastile? Au nebunit copacii, au explodat toți deodată și în două săptămâni s-au trecut toți. Da. Nu mai aveți de ce și cum să veniți aici pentru că maximul pe care puteți să-l faceți este o poză cu acest covor de petale de magnolie. Doamne, dar era superbă! Deși mi se pare că și cea de acolo este suficient de mare, astfel încât, da. Știi, eu, mi se părea că e mai mare asta din poze. Da, da, da! Dar da. La fel de mare. Eu o să mai vedem în altă zi. Trebuie să ajung și eu să am o căsuță și să ajung la vârsta la care să am în curte o magnolie atât de mare, jur. Serios, asta vreau. Da, mergem mai departe. Thank you.
Ok, am mai găsit magnolia asta care e foarte frumoasă aici pe Barbu de la Vrancea. Este exact în capăt. Aici este dead end. N-ai unde să mai mergi, iar strada se întinde de acolo și aici în spate este un complex rezidențial, cred că foarte șmecher. Da, cred. Adică acolo sus, la ultimul etaj, acolo au inclusiv copaci plantați pe terasă. Cel puțin sper că văd bine copăcii acolo. Dar da, sigur sunt brăduți și alți copăcii. Da, și asta este tot. Asta este magnolia frumoasă. Cred că o mai găsiți câteva zile. Aș zice că va mai fi disponibilă câteva zile. Și, Doamne, cât e de frumos când e liniște dimineața în București și te plimbi pe străzi și nu e nimeni. Efectiv, nu e nimeni pe stradă. Se aud toate păsărelele, toate rândunelele, e absolut superb. Iar outfitul meu este acesta. Nicu, te rog să-mi ții puțin aici camera, așa, ca să le arătăm oamenii outfitul. Acesta este outfitul meu de... Hai. De... cum se cheamă? De război. Nu de război, că am zis prost, că suntem aproape de război. Este outfitul meu de... cum se cheamă? Situație de urgență, pentru că astăzi mă așteptam să fie cald, dar nu este, așa că am venit cu gluga, zic. Și cu flori pe care le-am cumpărat de dimineață și cu coșuri care n-are nicio treabă cu perioada din an în care suntem și cu faptul că afară sunt maxim 10 grade. Dar eu am coș și flori și rochie. Și rochie. Bine, ne vedem mai încolo. Am băut o cafea pe un pic de ploaie, doar picura. Aici la Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, Charles de Gaulle. Vezi ce înseamnă când nu faci exerciții de dicție dimineața? Asta, exact asta. Am băut o cafea, frumos, frumos la steam, și am luat lui Cristian o cola, Ricci Cola. Mi-au zis băieții ăștia de la steam, sigur n-a băut așa ceva. A băut că i-am luat de la Beans and Dots, dar whatever. Și mergem pe strada... Lumine spune strada. Diligenței. Strada Diligenței. Credem că mergem pe strada Diligenței, unde sperăm să mai găsim niște magnolii frumoase, superbe, și unde sperăm să nu ne plouă totuși și să nu ne fie atât de frig pe cât ne este în acest moment. Bine, pa! Sincer, sunt deja și schimbată și fără să vrem, am găsit două magnolii, Doamne, foarte frumoase, care cred că sunt pe strada Zambaccian, aș zice. Dar uitați-vă ce minunăție și ce frumusețe și ce frumos că sunt deja schimbată ca să pot să fac niște poze drăguțe. Bună, lumii! Este una mai roz și cealaltă un pic mai albă, dar sunt foarte, foarte frumoase amândouă. Superbe sunt! Uitați-vă doar cât sunt de frumoase. Mi se pare superb să ai așa ceva în curtea casei. Absolut superb mi se pare. Este divin, divin. Nu știu ce filmam așa de sus, că ar trebui să filmez așa. Dacă am reținut bine, strada este Zambaccian. Dacă am reținut bine. Nu știu, dar ne mai uităm și vă mai zic. Dar, Doamne, superb. Și să știți că aici, pe strada Colonel Blarenberg, sper că zic bine, adică aici avem un cireșel și acolo avem un cireș japonez.
Hai să-l vedem, pentru că e foarte fain. Foarte, foarte fain. Uitați-vă doar ce flori frumoase are. Superb, superb, superb. Dar sigur e cireș japonez? Noi așa zicem că este cireș japonez. Vedeam așa în Japonia când înfloresc cireșii. Doamne ajută! Luca te duce să te îmbrăcate în cartier. Noi avem unul imens. Mergem la noi în cartier că avem unul imens. Nu azi, altă dată, dar mergem într-o zi. Doamne, ce frumos! Dați-vă cu părerea, este cireș japonez sau nu? Doamne, ce flori frumoase! Doamne, ce flori frumoase! 100% sunt foarte frumoase aceste două magnolii. Și am avut și norocul să nu fie nicio mașină parcată în față, așa că am putut să facem niște poze foarte frumoase. Vă recomand să veniți repede aici, pentru că în curând o să treacă. Uitați-le acolo, sunt amândouă. Extrem de frumoase. Văd că sunt la numărul 12 și sincer sper din suflet să zic bine că asta este strada Zambaccean, dar ne mai uităm până în capăt. Hai că am uitat iar. Să știți că ne îndreptăm vertiginos prin aproape ploaie spre strada Diligenței, unde căutăm magnolii la fiecare căsuță. Pentru că am înțeles că acolo sunt foarte, foarte multe. Și acolo este și cea galbenă? Acolo, da, prin zonă. Da, și pe acolo prin zonă este și cea galbenă, poate o găsim. Ca să recapitulăm, am fost pe strada Docenților, unde este una foarte frumoasă. Am fost la cea de pe strada Mahatma Gandhi, unde nu vă mai duceți pentru că deja este trecută. N-am înțeles de ce doar aceea este trecută și restul sunt în continuare foarte frumoase, dar toate stau la soare. Adică și asta unde am fost acum. Am găsit întâmplător pe strada Zambaccean, pe strada Muzeul Zambaccean, o casă încadrată de două magnolii, una roz și una mai albicioasă, așa un pic, superbe, superbe amândouă. Și am avut noroc că nu era nicio mașină parcată în față și am putut să facem poze drăguțe, frumoase, simpatice. Și acum mergem spre strada Diligenței, unde, la fel, vom găsi multe magnolii. Sperăm! Și cred că asta va fi harta noastră de astăzi și să știți că există și o hartă oficială făcută de cineva, bine intenționat, foarte drăguț, pe care am primit-o de-a lumii și pe care am să vă pun și vouă în descriere, dacă vreți. Și da, eu mă chinui să pun clipul mâine ca un clip bonus, astfel încât să ajungă la voi cât de repede și dacă vreți și voi să mergeți, să mai aveți timp înainte ca ele să se scuture. Ne vedem de pe strada Diligenței. Am ajuns pe strada Diligenței, unde, da, într-adevăr, fiecare căsuță, aproximativ fiecare căsuță, are magnolia ei. Este superb. Aici era o magnolie albă, dar deja este trecută. Încotro trebuie să mergem? Mă scuzați, suntem pe strada Cerceluș acum, dar ne îndreptăm vertiginos spre strada Diligenței. Vertiginos! I hope you like me, pentru că plouă. Na. Sperăm să găsim magnolia aceea frumoasă și galbenă. Sperăm. Cred că acum o să ajungem pe strada Diligenței. Cred, sper. Zici că-s vrăjitoare, dar măcar sunt o vrăjitoare cu blăniță. Și aici sunt mulți căței, să știți. Oh my god, trebuie să vă arăt. Stați să vă arăt. Efectiv, fiecare căsuță are magnolia ei. Ia uitați. Bine, și o să vedeți mai bine pe măsură ce ne apropiem. Un cățel.
cățel, de ce faci gălăgie? Ce supărat e! Ne salută violent! Ia uitați-vă ce frumoasă este asta! Ce pomișor este acesta galben? Unde? Asta nu e magnolie. Nicu face glume cu mine. Ce om, măi, oameni buni, ce om! Face glume cu mine. Ia uitați-vă ce flori frumoase. Ce drăguț. Problema este că a început să plouă mai rău. Doamne, dar este frumos, este raiul magnoliilor. Magnoliilor aici. Raiul magnoliilor. Asta voiam să spun. Strada Diligenței este aproape de Munci, ca să știți. De fapt, mai aproape de Baba Novac, aș zice, din cunoștințele mele despre București. Mi-a spus Nicu să vă fac un fel de preview. Acesta este Levănțica, era să zic. Suntem pe strada Levănțica sau Levănțicii, ceva de genul Levănțicăi. Și aici avem o magnolie galbenă, doar că este atât de mică. Foarte mică. Peste 30 de ani probabil că va fi suficient de mare și aceasta. Și vreau să vă arăt că pe strada asta mai sunt multe magnolii. Cred că mai sunt multe magnolii. Mai sunt? Da, da, mai sunt câteva. Dar asta de aici e foarte frumoasă și căsuța e foarte frumoasă și la fel și asta. Sincer, din punctul meu de vedere, este mult mai fain în zona aviatorilor pentru că sunt căsuțele extrem, dar extrem de faine. Say cheese, Nicu! Nicu nu știe că-l filmez. Trebuie să-mi împrumute neapărat umbrela pentru o poză. Neapărat. Da, cam asta a fost tot și pe strada Levănțica. Băi, sper că zic bine. O să vă scriu pe aici dacă n-am zis-o cum trebuie. Cam așa arată, ca să rămân aici pentru posteritate, strada se cheamă Levănțica. Să nu par că sunt analfabeto. Dar n-am ținut minte. Efectiv, n-am ținut minte. Și, după cum vedeți, e plin de magnolii și pe aici. Mă apucasem să vă spun, dar mi s-a terminat cealaltă baterie a camerei, mă apucasem să vă spun faptul că mi se pare că sunt mai frumoase cele din zona, ne dă o doamnă indicații, sunt mai frumoase cele din zona aviatorilor, din simplul motiv că sunt casele mult, mult mai frumoase. Lumii în acțiune, ce credeți că face? Întreabă despre magnolia galbenă de aici, din zona aceasta. Așa, și să știți că mai este o zonă în Cotroceni, în jurul parcului Romnicianu, dacă am reținut bine de la lumii, unde sunt la fel foarte multe magnolii. Oricum, cred că locul meu de suflet va rămâne zona aviatorilor, oricum e o zonă în care eu am muncit foarte mulți ani și o zonă foarte dragă mie. Da, uitați-vă, arată bine și aici, nu? Ce ziceți? Eu zic că arată foarte bine și în zona asta. Guys, am ajuns în Cotroceni, însă să știți că plouă extrem de tare și nu cred că mai pot filma ceva. Deja am lacrimi, era să zic, deja am multe picături pe obiectiv. O să mai încerc, dar dacă nu, facem încheierea din mașină și gata. În primul rând, trebuie să vă arăt în ce fel plouă. Asta este ploaia. Suntem în Cotroceni. Am găsit aici un fel de cafenea
loc în care poți să cumperi, ai zice, board game și o grămadă de chestii, care se cheamă Le Petit Buffet. Bună, lumii! Le Petit Buffet sau ceva de genul ăsta. Și am găsit pâine de la Rue du Pain. Așa că am luat, am făcut stocul și o să facem o poză prin ploaie cu flori și baghetă. Și cred că asta o să fie practic fix înainte de încheiere, pentru că plouă prea tare ca să mai căutăm și alte locuri cu magnolii. Așa că asta o să fie tot de data asta. Rămân zonele pe care vi le-am zis deja, zona aviatorilor, zona muncii, Baba Novac cumva și zona Cotroceni. Și de vreți, sper să prindeți zile mai bune decât noi și zic să vă grăbiți dacă sunteți în București sau din București, pentru că o să se scuture în curând. Dar poate mai povestim un pic în mașină. Doamnelor și domnilor, ciufulită și pe acorduri de Waze, vă spun că asta a fost experiența noastră. Doamne, ce lumină bună la voi în mașină! Vreau să mai filmez la voi în mașină. Aceasta a fost experiența noastră legată de magnolii. Ne plouă de 2 ore, aș zice, nu, hai că exagerez, ne plouă așa de vreo oră, dar ne pare foarte bine că am prins dimineață cele mai frumoase magnolii fără ploaie. Recapitulăm, am fost în prima parte a acestei filmări, okay, am umplut un card. Da? Sper să iasă o filmare scurtă și să aveți nervi să o vedeți. Ziceam că am fost în prima parte a zilei în zona aviatorilor, în zona Chiselef, Arcul de Triumf, piața Charles de Gaulle. Sunt niște magnolii foarte frumoase acolo și dacă ajungeți în zonă, neapărat să nu o ratați pe cea de pe strada Muzeul Zambaccian. Dacă intrați pe stradă, nu aveți cum să nu o vedeți. Adică trebuie să ajungeți acolo că o vedeți și sunt două. E o căsuță, e o curte acolo, încadrată de două magnolii. Sunt absolut superbe amândouă. Apoi am fost în zona Piața Muncii și în acea zonă sunt niște străduțe, strada Levănțică, strada... Mereu uit. Cerceluș și cealaltă, prima. Diligenței. Strada Diligenței este plină. Din punctul meu de vedere, dezavantajul, ca să zic așa, al pozelor acolo este dat de faptul că nu sunt căsuțe chiar atât de boeme și de... Nu boierești, că boierești mi se par mai mult astea din Cotroceni, pentru că în Cotroceni sunt și casele acelea vechi boierești, dar dezavantajul în zona Muncii, adică pe străduțele astea despre care v-am zis, este faptul că... Ține stânga, este faptul că nu sunt căsuțele extrem de boeme, dar ies niște poze foarte drăguțe și acolo dacă asta vizați sau dacă vizați doar să vă plimbați pe lângă mulți copăcei de magnolii, go for it! Diligenței, Cerceluș și Levănțică. Și acum la final, dar din păcate doar prin ploaie, am venit în zona Cotroceni și nu mai avem răbdare și nervi și ne este frig și ne-a plouat și nu mai stăm să mai luăm la pas și zona asta, dar cu siguranță dacă n-ar fi plouat, probabil că, cu siguranță probabil că, era Luca în acțiune iar, fiți pe fază, probabil că ne-am mai fi plimbat, nu știu ce intersecție este aceasta, dar e câte cam dubioasă. Așa, și dacă veniți în zonă, luați la pas fiecare străduță. O să vă pun link pentru harta magnoliilor pe care am primit-o și eu de la Lumii, astfel încât să vă uitați și voi și ce vă recomand eu este să mergeți săptămâna aceasta, pentru că probabil că se vor scutura. Să știți că mi-am propus să iau toate lanurile și toate florile la rând anul ăsta, așa că o să ne vedem la Liliac. Am să caut dacă există o harta Liliacului, dacă nu, fac tot posibilul să găsesc niște copăcei. Știu eu unii tot acolo pe la Muncii, pe undeva sau, ba da, tot pe la Piața Muncii și o să mai văd dacă mai sunt și prin alte zone din București și o să ne mai vedem la Maci, la Lavandă și aș vrea și la Floarea Soarelui și poate și într-un lan de grâu. Da, o să văd dacă vor fi niște lanuri, plantații suficient de interesante astfel încât să merite menționate, iar pentru lanul de lavandă cred că o să mergem tot la locația la care am fost anul trecut, la cea din Prahova, pentru că e foarte interesantă zona și mergem iar la complexul acela din
pădure, din munți, de, din pădure cred că e ceva de genul. Și o să vă mai povestesc de acolo, pentru că e foarte fain. Au piscină, au multă pădure lângă. Mai vedem, da, stai să ajungem acolo. Să se facă vară și să ajungem acolo. Deocamdată v-am pupat, sper că v-a fost de folos informația. Sper că v-ați distrat cu noi aici, în acest periplu pe la grădinile pomișorii de magnolii, că nu de magnolie, nu mai știu să mai vorbesc, am vorbit prea mult astăzi, sunt foarte obosită. Lumi, salvează, mă zi ceva. V-am pupat. Ne vedem la următorul clip. Am vorbit mult și pe alocuri degeaba, nu? Sunt scurtă și la mine. Not really. V-am pupat, ne vedem la următorul clip. Și by the way, machiajul rezistă. Machiajul rezistă foarte bine astăzi. Hai, vorbim și despre asta. Pardon. Ah. Bye! Bye, Nicu! Bye!